data de 5 iulie 2024. E o vreme răcoroasă, bate vântul. Am de umblat la o colonie, o singură colonie am de umblat. Dar să-mi aduc uneltele, că n-am luat nimic la mine. Deci aici am o colonie care nu vroia în niciun fel să accepte matca. S-a mai golit de albina. Albina bătrână care nu accepta matca a dispărut. Are cam 2 săptămâni de când nu a acceptat matca, așa că acum știu că nu mai sunt probleme. Acea albină era una bătrână, nu prea mai avea ce să-i faci ca să accepte o regină. Acum s-a rezolvat, bănuiesc eu. Are și albina o limită de vârstă, 30 aproximativ 40 de zile, și dacă nu are continuitate, o să se depopuleze. Albina până la urmă moare. Deci așa arată o colonie depopulată. Frumusețea este că este un pic de cules. Și acum când vom da drumul la albină, o să-și refacă puietul pentru iernat. Deci am adus un roișor lângă el. Albina care este viabilă este în partea de jos. Trebuia un pic de fum. Voi reorganiza cuibul. Trebuie reorganizat pentru că vreau să-i scot grila de unificare.
Aici, în partea stângă, avem masca adusă. Are fiere. O să recurăț un pic marginea de metropolis. Să încapă ramele mai bine. Am să mă uit după mască. Aici va nou văd aici. Totuși ar trebui să fie prezent. Aici sunt larve. Acum totul arată bine în acest context, că fiind adusă a adus un nucleu din altă parte. Era destul de greu până și-a refăcut ea albina culegătoare. A durat un pic. Este cules. Pică din ramă nectar. Este floarea soarelui în zona. Aici sunt larve în toate stadiile, chiar și ouă. Ce-i fain e că avem și pufalețe, adică albine tinere. Uitai după mască, dar nu văzut. Acum scoatem acea grilă. Să o pot scoate, trebuie să fac un pic de loc. Oricum, în partea asta, albina este foarte, foarte puțină, adică n-a avut din ce să vină din urmă. Și această albina aduce doar nectar. Acum o să s-a obișnuit cu... S-a obișnuit cu noua casă, să zic așa, cu noi feromoni a
reginei respective. Eu am întrebat că sau îmi zicea că pierd regina din cauza acidului formic, nu. Deci această colonie n-a acceptat câte regine? Două regine n-a acceptat și am tot prezentat unul după altul. Scot grila. N-a acceptat și din cauza că n-a acceptat am schimbat un pic strategia. Am lăsat-o mai mult. A stat aproximativ 2 săptămâni cu grila pusă. Așa, acum va deveni o familie și o să fie numai bună pentru a intra în iarnă cu o mască tânără. Aici are o ramă bună de ouat, o să-și extindă cuibul. Asta e, i-a dau gramele înapoi. Până acum regina era limitată la a depune pontă, din acest moment are libertate de plină. Acolo trebuia o ramă. Punem o ramă mai goală. Sunt rame goale suficiente încât dacă are el așa un surplus mare de nectar să-l depună, dar mă îndoiesc. Cu toate că aici este nectar proaspăt și culesul ăsta e cam de o zi. Aici, în centrul țării, floarea soarelui abia înflorit, adică nu știu, pe care o zi și o să țină 3 săptămâni acum acolo.
când o să se umple sau o să treacă floarea soarelui, atunci voi extrage o parte de miere. Aceste coloni. Mai sunt trântori prezent. Bun, acum să verific un pic culesul, fiindcă aceasta nu e o familie, să zici, care are capacități pentru a culege în niciun caz, și vom arunca o privire la o colonie care chiar culege, adică e o familie de producție, fără probleme. Aceasta era o colonie cu diverse probleme. Acum mergem să verificăm un stuc de cules, unde o să văd exact ritmul de cules. Acel stuc este aici. Acel stup este aici. El este barometru pentru ce se întâmplă în cules, în stupină, cu mierea. Dacă este miere, dacă nu este miere, dacă e cules, acesta măsoară. El are și culegătoare, are și puiet, deci el este stupul la maxim. Dar vom vedea aproximativ în 3 săptămâni dacă a fost ceva sau nu. Adică dacă e ceva miere sau nu. Aici am dat o ramă goală, gol-goluță. Acum urmăresc cantitatea de nectar din această ramă. După greutate, pot să zic că această ramă are cam 500 de grame de nectar, cam așa se vede, deci a fost dată o ramă goală. Dată două rame goale într-o parte și în partea opusă, astfel măsor culesul. Ideal este un cântar, dar e o problemă. Cumper cântar când ai 5 stupi? Nu cred. Bun. Și atunci eu verific așa. Aici văd că are miere căpăcită, dar asta e de dinainte, și verific puietul. Deci rama care trebuie să se umple cu miere este acea din margine. Până nu se umple această ramă până nu se umple cu miere, n-am de ce să-mi fac eu griji că n-are unde depune miere.
Aici, în partea opusă, la fel, am dat o foaie, mi se pare că, dacă nu mă înșel. În cule, Salbina începe și construiește. A început să construiască, dar mai e mult până departe, până să se umple ele cu miere, durează foarte mult timp. Deci nu am nicio teamă că s-ar bloca cu miere cumva. Le lăsăm în pace pur și simplu, astea 3 săptămâni până când e floarea. A plouat 2 zile și de acum, în funcție de cum se crește floarea sau de cum piere albina, vom vedea, n-avem noi de unde să știm acest lucru exact. Bun, cam asta e. Deci dacă am o îndoială că nu încape în stup mierea, vin la ăsta și mă uit și cam asta e. Bun, cam atâta. Până data viitoare, numai bine!